Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De s-a străduit 6 ani la rând să repare niște produse defecte pe care le vânduse inclusiv cetățenilor români, produse cu defecte care la limită puteau pune în pericol viețile cumpărătorilor. Asta pe de o parte. De cealaltă parte, o instituție importantă a statului român care a făcut tot ce a putut ca să împiedice accesul companiei private la cetățenii aflați în potențial pericol. Și în cele din urmă, problema a fost tranșată în instanță și, cum e și fire, judecătorii au decis că interesul legitim al consumatorilor este primul care trebuie protejat, așa că instituția de stat nu se poate opune normalității, până la urmă. Despre ce este vorba? Poate vă amintiți că în 2016 Toyota a descoperit o problemă serioasă la airbag-urile care echipau o parte semnificativă dintre mașinile sale. Practic, capsa pirotehnică ce declanșa airbag-urile nu funcționa corect, așa că airbag-urile explodau fie că nu trebuia, fie după ce trebuia. A urmat cea mai mare rechemare în service din istorie, prin care Toyota și alte mărci au rechemat 10 de milioane de mașini pentru remedierea acestei defecțiuni periculoase pe banii companiilor respective. Operațiunea s-a numit atunci Takata Airbag Safety Recall și evident s-a întâmplat și în România, unde Toyota e o marcă destul de populară. Da. Am văzut că ți-a prins microfonul și am zis că... A, da, tu ai Mazda, n-ai... Da. Am cum? Te rog frumos. Aoleu, ai și tu, Ioțica, pe tine te-au chemat? Două generații. Și te-au chemat? Nu. Nu, că el are airbag-ul lui. A mea are 11 ani, nu știu dacă... 2016, nu cred că intra. Nu știu, au fost multe, multe de tot, toată lumea. Am avut una foarte bună. Bun, cum se face o rechemare de acest gen... Mai ales când e vorba de o chestie atât de mare, la nivel global, mă rog, compania știe cui a vândut mașinile prima dată. Știe care sunt primii clienți, dar după aia nu mai are de unde, știi, pe unde au ajuns mașinile sale. În plus, în Uniunea Europeană, automobilele pot fi tranzacționate liber între cetățenii diferitelor state. Așa că, pentru a anunța clienții care aveau sau au, în continuare, mașini cu probleme care le pot pune în pericol viața, Toyota a solicitat informații autorităților de înmatriculare a vehiculelor din țările Uniunii Europene, ca să trimită scrisori recomandate celor interesați. Vă rugăm, spuneți-ne unde sunt mașini de acest gen, pentru că au o problemă gravă și trebuie să o remediem, pentru că oamenii sunt în pericol. Adică își riscă inclusiv viața, probabil că a transmis compania. În România însă, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor a zis că nu dă nimic, nicio informație. Na. De ce? Pentru că a invocat, țineți-vă bine, protecția datelor personale. Ceea ce este evident unul din paradoxurile năucitoare de care mai dă dovadă din când în când statul român, ca orice altă administrație publică care nu e sigură pe propria evaluare și care e infestată de incompetențe, angajați pe pile sau la ordin politic, și a noastră cade prea des în păcatul secretizării inutile, a tot soiul de prostii și a imobilității, păcatul al imobilității, pe principiu că dacă nu faci, practic, e mai greu să greșești. Și atunci, nu se poate întotdeauna, dacă nu faci, să nu greșești, dar e mai greu să nu greșești. Mai bine stai pe fundul tău pe scaun, nu faci nimic, dacă nu faci, nici nu greșești. Ca atare, când Toyota a spus că vrea să salveze viețile și să evite rănirile unor cetățeni români, statul român a zis că nu poate să spună care sunt cetățenii în chestiune. Nu că n-ar ști, dar nu poate să le dea datele personale. Adică dacă mor cumva, măcar mor pe secret. Mă înțelegi? Toyota a trimis, citez, nenumărate solicitări în acest sens, dar a fost tratată cu refuz iar și iar. Mergi la ghișeu cu tare, n-avem, nu se poate, ne pare rău, nu, GDPR nu merge. Așa că în cele din urmă, producătorul de autovehicule s-a dus în instanță pentru asta și după 6 ani de proces, anunță publicația clujust.ro, Curtea de Apel a decis că Direcția Matriculări este obligată să ofere informațiile necesare din moment ce e vorba de o chestiune de siguranță personală a celor interesați, inclusiv a familiilor acestora. Nu poți să spui că nu salvezi omul din pericol că expui datele personale. Este o prostie, adică este evident din prima. Judecătorii de la Curtea de Apel au observat că, și citez încă o dată, autoritatea solicitată, adică Direcția Permise, avea obligația de a verifica dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane, ceea ce, am chiar citat-o, ceea ce rezultă că n-a făcut. De ce? Putem să ne imaginăm răspunsul, pentru că așa cum, formal, GDPR. Dar în realitate, pentru că așa cum spuneam, avem o administrație publică nesigură pe propriile sale abilități, așa că e sperioasă, spăimoasă, secretoasă, inertă și pasiv-agresivă.
când ceri informații, întotdeauna ai senzația că deranjezi pe cineva acolo, că oamenii se tem nu corect cumva să dăm ceva ce nu trebuie, că nu știm. Da, toți încearcă să se acopere de hârtii, ștampile, aprobări și semnături, pentru că nu care cumva să poată fi trași la răspundere pentru ceva ce nici nu înțeleg că au greșit când greșesc. Asta este tragedia. Și acum, sigur, acum, în sfârșit, după sentința curții de apel, Toyota poate trimite scrisori recomandate celor care mai au, după atâția ani, mașini cu probleme la airbag și care nu și le-au remediat deja. A fost o acțiune popularizată la nivel global, adică foarte probabil lucrurile s-au aflat, ori mai fi unii care nu știu, habar n-am, dar de apreciat insistența acestei companii de a-și asuma o eroare și de a face ceea ce e corect. Pe banii săi, evident, în ciuda rezistenței și tuturor adversităților, inclusiv din partea unei instituții a statului român. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.